Să vedem ce legendare avem. Bam, 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 bam. Salutare, jupânilor! Eu sunt Suraciu, bine ați venit la un nou episod de Clash Royale, mai bine zis, la un nou chest opening cu draft. Astăzi suntem pe contul lui RV3, a.k.a. fratele, a.k.a. Andrei, și o să deschidem ceva cufere. Vedeți, aici este draft chestul, mai avem două free, două golden, mi-a zis să-i las magicalul, fiindcă vrea să pregătească un chest opening, crown chest, mai avem un giant și ramp up. A păstrat și ramp up, de fapt, cuferele de la ramp up challenge. Dar înainte să începem, nu uitați să apăsați butonul de like, să lăsați un coment și să vă abonați la canal, dacă n-ați făcut-o, bineînțeles, deja, pentru mai multe episoade noi din această serie și, de ce nu, pentru mai multe serii noi pe canalul de YouTube. Pentru cine nu știe, RV3 e jucător de top, printre primii din România, în ciuda faptului că nu prea are timp să joace, cont de level 13, cărți mari și așa mai departe, record de peste 6.000 de trofee, e barosan de petrol, ce mai? Hai să deschidem draft chest-ul, să sperăm. El zicea că e legendară asigurată, trebuie să-l credem. Dacă Reve zice că e legendară asigurată, trebuie să-l credem. 7.182 gold, 5 knight, 5 scheleți, o să luăm knight. Bun. Bets sau Spear Goblins, luăm bets, bineînțeles, ca să-i facă de level 13. Exe sau balon, exe, foarte bine. Avem heal sau bomb tower, bineînțeles că heal, și e și legendar, bineînțeles, sau cannon card sau barrel. Dacă nu avea barrel-ul maxat, aș fi luat, l-aș fi luat, da, cum îl are, trebuie să luăm cannon card. Și ia să vedem ce legendare avem. Bam, 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 bam. Și oh, Sparky sau Lumberjack. O să-i luăm Sparky, să-i dăm troll. Îi dăm troll, noi dăm troll. Îi luăm Lumberjack, Jack, Jackpot. Păcat că nu a dat două legendare. Era foarte tare. Dacă nu ne dădea scheleția, probabil aveam legendare. De fapt, scheleții și Knight-ul. Dar nu-i nimic. Hai să mergem să deschidem. Bun, mai departe Barbarian Hot Bets și Wizard, Tesla, ok, Golden Blitz, ce avem? Poate mai luăm o legendară, nu știu, din cuferele care vin. Ok, totul e maxat pe aici, bine, în afară de... și Valk e maxată, că e de 11, da. Ok, în afară de Elite, cred că Eros, Bets, imediat îi face de 13, Spear Goblin și Full. Battle Ram încă nu e maxat, dar o să-l maxeze și pe ăsta. Crown Chest, avem Gemuri, Tesla, Minion Horde, Wizard, Exe. Bun, așa. Clan Chest zicea că n-are. Are aici un Giant Chest, Boeing, Hill, Dark Goblin, Hog Rider și Bats. E bine, i-am luat mulți Bats. Sper să-l ajute. Și cu fărul ăsta, din care nu cred că luăm nimic, Barbarians, Eros, Bats din nou și Heal. Cam astea au fost cu ferele. Cred că da. Uite, nici din shop nu mai poate să cumpere. Decurile sunt full făcute. Mai are câteva legendare de urcat. Joacă Xbox Cycle cu rachetă, din câte îmi zicea. Bine, are mai multe decuri. Și aici e recordul lui, 6.124, ce să mai e barosan, unul dintre cei mai buni jucători din țară, cum am zis și la început. Și da, cam ăsta a fost episodul, sper că v-a plăcut, nu uitați, dacă aveți cufere și vreți să vi le deschid într-un episod ca acesta, lăsați un mesaj pe Facebook, aveți link în descriere. Eu am fost Urdaciu, acesta a fost chest opening-ul de astăzi, voi ați fost și rămâneți cei mai tari jupâni și până data viitoare, dăm cu pace, stimă și respect!